Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine are o mașină second hand luată de la o bătrânică din Germania care o ținea doar în garaj și mergea doar duminica la piață cu ea. Deși în Germania înțeleg că e închis la supermarket duminica, deci sâmbătă sau când mergea vineri după masă puțin. Nu că vineri aglomerat, pleacă lumea spre Valea Prahovei. E bună remarca asta că e închis duminica. E închis, frate, în Germania, Austria, duminica e tot niște închis. Triști. Da. Deci cine are mașinuță de asta ar putea să poate să afle gratis în perioada asta cât de departe era de fapt piața aia și cât de des se întâmpla să meargă. Pentru că Registrul Auto Român, marele Registrul Auto Român, face testări gratis pentru verificarea numărului real de kilometri parcurși de autovehicule pentru cei care vin la Salonul Auto București. E Salonul Auto în, la Romexpo, cred că e. Ține, nu știu, ține mai mult timp, adică nu mai era doar câteva zile acum. Nu mai e de la de 3 zile? Nu, înțeleg că ține mai, nu știu, sincer, nu am documentat, nu știu. Am văzut o poză de acolo, avea all seat. Lucios. Avea all seat și Dacia Metro este. Mă rog, era o poză din zona de automobile retro. Deci all seat, mă bucur că au băgat all seat-ul înăuntru, că dacă plouă nu mai pleacă de acolo, pleacă numai pe platformă. Și trabantul, vă rog, înăuntru ca să nu... Trabantul era o mașină foarte bună. Da, dar era din carton și dacă plouă... Era, mă, de carton. Era dintr-un fel, era din de carton. Carton presat. Dintr-un fel de carton. Dintr-un fel de carton presat. Dar știi că trabantul, apropo că venim vorba, era super periculos pentru celelalte mașini la ciocnii frontale. Serios? Da. Treceai prin el. Nu. La ciocnii frontale, aripile de la traun, dacă mai țineți minte, aveau... Băi, intrai cumva pe, exact pe nervura de rezistență a aripii respective, care nu se îndoia și aia era ca un berbece, înțelegi? Trecea prin mașina cealaltă. Deci erau foarte periculoase la asta. N-aveau masa necesară trabanturile ca să facă damage mare, dar dacă prindeau locul și ocazia, făceau damage mare. Nu m-am gândit niciodată la trabant ca la o armă. Dar trabantul, da. Este, am un vecin în Corbean care are un trabant. Trabant, adică cu motor de trabant. Ține găinile în el, ce nu știu face. Cum poate să își mai obțină care număr. Ah, ok. Corect, da, și merge, lasă un fum albastru în spate. Îl nenorociși pe omul, iară faci de-astea de retare. Nu, e super. Lasă să-și țină mașina, visare antifrauda, naful, toată lumea vorbea l-ai trabantul ăluia. L-ai văzut și dincolo de porțile cartierului? Nu, că nu merge prin cartier. Nu merge mă nicăieri, n-auzi. Dacă... Gata, mă scuzați, n-am văzut niciun numere la mișto. Pornește să... la el în curte, da, am înțeles. Practic mi s-a părut. Bun, deci revenind, teste număr real kilometri. Așa. Mașini, dacă e vreți. Sună la? De obicei rar cere bani pentru treaba asta. Ceea ce e nasol. Și acum e gratis. Da, adică dacă te duci la... La salon. Nu, la rar. La rar în Grivița. Te costă între 200 și 600 de lei pachetul de servicii RAR Expert. Cred că de 200 de lei îți spune numai primele 6 cifre. Da. Te lasă să o ghicești pe ultima. La 600, da. E cerere mare, să știți, pentru serviciul ăsta. Cei de la Spot Media au făcut o probă. Ei. În mijlocul verii nu mai sunt locuri, nu mai erau locuri la RAR pentru examinări de mașini. Deci, dacă voiați expertiză tehnică în Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Călăraș sau Teleorman, nu erau locuri libere. Într-o mai era ceva loc în Prahova și mai era ceva loc în București voluntari. Mă mir de București. De ce? Că noi importăm în continuare foarte multe păi de asta, oamenii mașini. Se duc să verifice numărul de kilometri. Mai ales că ea scapă de ele de dieseluri în vest. Și la noi le primim cu brațele deschise. E da. Și criză că nu se găsesc mașini noi. Adică vrei, nu vrei, cumperi mașini second hand. Pe mine cred că o să mă verifice când o să vând mașina. Cine să te verifice pe tine? Cine o vrea să o cumpere? De ce? Ai umblat la kilometraj? Păi nu, dar nu e neverosimil. Adică sunt bătrânica din Germania. Tu ai... Tu te duci doar la cofetărie. În rolul bătrânicii din Germania, da, Luca Bastia. Dar tu te duci la cofetărie. Da, la piață. Am drumuri scurte tot pe la supermarket. Auzi, mă, tu și Grecia ai făcut-o scurt până în Tasos, ha? Da, dar am fost de vreo 3 ori cu ea. Ca să nu consum... cu mașina pe platformă, nu? Ca să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.